Echipa pregătită de Bogdan Tănase a încheiat sezonul regulat pe locul 4 în clasamentul diviziei A1 cu 36 de puncte. După 18 runde, volebaliștii zălăoani au obținut 13 victorii și au suferit 5 înfrângeri. Șansele pentru obținerea unei medalii în acest sezon competițional sunt încă reale, însă este necesar ca echipa să-și regăsească jocul și să lupte cu adevărat pentru fiecare victorie. Eu sper că acest început de cu această fază a doua să însemne pentru noi un nou început și să ne mobilizăm. Am terminat o etapă, într-adevăr, returul pentru noi n-a fost cel mai bun, dar sper să ne mobilizăm și să atacăm o medalie în aceste 10 meciuri de play-off. În prima parte a campionatului, Volei Municipal Zalău a pierdut în tur cu 3-0 în capitală, iar în retur a câștigat cu 3-1 după un meci spectaculos. În primele două etape din play-off, Volei Municipal Zalău va juca primele două partide în deplasare pe terenul echipelor Dinamo București și Gloria Buzău.